În ultimii 20 de ani, radiologia intervențională a câștigat teren, oferind o alternativă neprețuită chirurgiei clasice. Cu ajutorul procedurilor de radiologie intervențională, se pot trata minim invaziv diverse afecțiuni ale organismului. Radiologia intervențională este o subspecialitate a radiologiei care utilizează imaginea ghidată obținută cu ajutorul razelor X pentru efectuarea de proceduri minim invazive în scop de diagnostic și de tratament. Conceptul din spatele radiologiei intervenționale este acela de a diagnostica și trata pacienții cu tehnicile cele mai puțin invazive disponibile în prezent, având ca obiectiv reducerea riscurilor pentru pacient și îmbunătățirea rezultatelor. În majoritatea cazurilor, spitalizarea este mai scurtă, anestezia generală nu este necesară, iar riscul, durerea și timpul de recuperare sunt mult reduse comparativ cu chirurgia clasică. Procedurile de radiologie intervențională sunt de două tipuri, vasculare și non-vasculare. Procedurile intervenționale vasculare prezintă mai multe tehnici de diagnostic și tratament. Principalele proceduri realizate în această categorie sunt diagnosticul arterelor membrelor periferice, superioare sau inferioare. Angiografia membrelor superioare sau și inferioare ne poate pune în evidență diferite grade de îngustare a arterelor, ce poate fi tratat prin dilatare cu balon și sau stent. Diagnosticul arterelor cerebrale carotidiene este o intervenție pe arterele carotide necesară atunci când acestea sunt blocate. Această intervenție este de asemenea combinată și cu introducerea în artera unui stent. Stentul menține artera deschisă și scade riscul ca acesta să se îngusteze din nou. Angioplastia carotidiană și stentarea pot fi utilizate atunci când metodele chirurgicale tradiționale nu sunt fezabile sau sunt prea riscante. Embolizarea, care poate fi de fibrom uterin, de adenom de prostată sau varicocel. Embolizarea permite diminuarea dimensiunilor unor tumori vascularizate, cum ar fi fibromul uterin, adenomul de prostată. Oprirea unei sângerări consecutive unei leziuni în politraumatism, precum și regresarea unei leziuni vasculare de tipul varicocel. Din registrul de proceduri de radiologie intervențională non-vasculară, nucleoplastia. Pacientul ideal pentru nucleoplastie are simptomatologia unui disc herniat nerupt. Simptomele clasice ale unei hernii de disc nerupte sunt durerea primară cu iradiere pe picior asociată cu un grad de lombalgie, durere localizată în regiunea lombară. Nucleoplastia se efectuează în sălile de radiologie intervențională, în condiții sterile, sub anestezie locală. O a doua procedură de radiologie intervențională non-vasculară este vertebroplastia. Aceasta este recomandată în cazul pacienților diagnosticați cu tasări sau fracturi vertebrale dureroase, atunci când tratamentul medicamentos nu dă rezultat. Vertebroplastia are rezultate excepționale în tratamentul osteoporozei, una dintre cele mai frecvente boli ale sistemului osos. Vertebroplastia este o procedură minim-invazivă care are ca și rezultat stabilizarea vertebrei afectate prin injectarea sub control radioscopic a unui material, ciment acrilic, la acest nivel. Prin întărire, acest ciment acrilic va stabiliza și susține coloana vertebrală. Ca urmare, durerea se reduce și, în plus, poate fi prevenită agravarea leziunii vertebrale și, deci, a consecințelor acesteia. Sfatul de sănătate al zilei a fost oferit de Arcadia.